Bună dimineața! Bună dimineața și de la Damian și la mulți ani! Mulțumesc! Bună dimineața și de la Rațolina, dacă ați văzut vlogul trecut, știți foarte bine de ce i-am dat acest nume. Azi încheiem experiența noastră cu această Vespa minunată. Ne-am plimbat ieri pe toată coasta Amalfi, am vizitat și Positano, am vizitat și Amalfi, am vizitat și, cum îi zice la ravioli ăla? Ravello, una dintre cele mai frumoase localități de aici, din zona coastei Amalfi, pe care ți-o recomandăm să o vezi. Avem vlog, intră, vezi vlogul anterior după ce îl termin pe asta, dacă nu l-ai văzut deja, și o să vezi cât de frumos e. Mergem să o predăm pentru că astăzi schimbăm locația și mergem pe o insulă exotică. Azi mergem pe insula bogaților, mergem pe insula Capri. Avem o problemă. Socoteala de acasă. Nu cu Rațosita, dar cum am zis. Cu Rațolina. Totul a fost perfect. Ne-au dat banii înapoi, că am plătit garanția. Am plătit o garanție, ne-au virat-o înapoi pe card. Mă rog, ne-au virat-o, ne-au băgat cardul acolo să ne intre înapoi pe card. Nu, asta e problema. Problema este că noi ne rezervasem bilete la un ferry, bot, care să ne ducă de aici, din Salerno, de unde suntem acum, până pe insula Capri. Și am primit acum mesaj, am văzut de ieri, de fapt, că sunt anunțate vijelie, furtună, bla bla bla. Și am primit acum, fix acum când am lăsat scooterul, am primit mesaj că nu vor, feribotul nu va funcționa. Cu toate că acum, uite, adică pare că e ok vremea. Aici pare că e ok, dar pe mare s-ar putea. Dar feribotul nu se pleacă într-o oră, ar trebui să plece. Mergem în port, vedem care-i treaba. Da, să mergem în port, vedem care-i treaba și dacă nu facem... Și facem rerouting, asta e. Mergem în altă parte, nu. Da, ne-ar fi plăcut să mergem pe Capri, dar... N-a fost să fie. Probabil că ar fi fost vremea urâtă și nu ne-am fi bucurat de insulă la adevărata ei. Mergem în altă parte. Capacitate. Vedem ce reușim să facem. La mulți ani, Damian. Mulțumesc. Te iubesc. Mulțumesc. Am venit până în port degeaba, ca să ne zică ăla că putem să facem refund după site, asta știam și noi. Am venit da, ne gândeam că poate găsim o variantă, n-am găsit nicio variantă să ajungem în Capri. Ne-am gândit că poate ne urcăm în ăsta mare de aici și... N-am găsit nicio variantă nici pentru Capri, n-am găsit o variantă nici pentru Sorrento, unde vreau să mergem acum. Așa că o să mergem la Napoli și azi o să vizităm Napoli. Mergem la gară să vedem ce trenuri avem către Napoli. Sunt dese trenuri de aici spre Napoli, să vedem că depinde și de cât costă acum, pentru că atunci când am venit din Napoli și o să vezi de asta în primul vlog, dacă te uiți, am plătit mai puțin cu trenul care am venit noi, însă am ales cel mai prost tren în toate trenurile după aia de, cum se zice, după mersul trenurilor, doar al nostru a avut întârziere, 45 de minute. Nu doar al nostru, dar al nostru a avut cea mai mare întârziere. Da, mai erau fost 5 minute, erau nesemnificative și al nostru 45 de minute. Sperăm să nu facem aceeași alegere și așa. I'm not rich, but I live like a millionaire. Mergem la Napoli. One way. Astăzi, da, doi adulți. Continuă. O să ne plimbăm cu rucsacul în spate prin Napoli până la ora 2. Asta e. Ne-am luat o cafea care e meh. În Italia, o cafea meh. Și eu sunt la fel de șocată. Okay. Hai, boss, îmi dai biletele? You have two tickets to move. Păi, dar le printează. Gata, mi-am printat. Super. Deci cât au fost astea? 11 euro amândouă, nu? Da. Hai să mergem la Napoli. Cineva a stat aici, că e cald. Volează, vreau să cumiți agea lunerei. Avem biletele private. Nu e cam rucsac cu bilete mari. Și... Că-ți poți închipui că ai rucsac mare și nu cap pe sus. Trebuie la 5, să mergem pe Capri, la 5.30. Nu-i nimic. Important este că este ziua lui Damian, la mulți ani în comentarii. Secundă mese. Hai să vedem ce facem. Problema este că noi aveam un plan pentru ziua de azi. Și acum trebuie să regândim totul și să vedem exact ce facem și încotro mergem.
Găsim noi ceva de făcut, de tai orașul ăsta mare așa. Sper să se audă că nu ne-am pus la valierile, însă. Ia uitați-vă aici, în Napoli, da? Deci e un drum care face stânga și merge spre zona Colombo. Ei bine, hai să mergem mai încolo, că aici bate vânt. Bate vânt, auzi, se aude tot cu flexul. Ei bine, am descoperit că, de fapt, trebuie să descoperi. Se vede, nu știu, dacă îmi toace la camera, o să vedeți. E foarte multă mizerie. Noi încercam să traversăm drumul și eram pe trecerea de pietoni și a trecut un minivan dintr-o ăsta prin fața noastră, nici măcar nu s-a uitat. Exact ca în Sri Lanka, că de-aia arătam Colombo. Colombo e capitala Sri Lanka și dacă ați văzut vlogul ăsta din Sri Lanka, atunci când a fost cu tuk-tuk-ul, la fel e și acolo. Nici nu interesează că traversezi pietonul, nu are nicio treabă cu el. E bine, un al doilea aspect legat de Napoli, pe care noi... Nu știu, un al doilea aspect care face ca Napoli să semene cu Sri Lanka este că este foarte multă mizerie și aici încă e curat. Am ajuns în zona care par să fim mai decentă, dar... Foarte multă mizerie. Pe niște străzi, curg gunoaiele pur și simplu, stânga-dreapta. Și exact asta a fost reacția noastră, că parcă am ajuns în Sri Lanka, de-aia și arătam indicatorul cu Colombo. Foarte multă mizerie. Acum înțeleg că e un oraș mare, că e un oraș turistic, dar totuși București e mult... București e mult mai curat decât Napoli, 200%. Am reconfigurat un pic traseul, pentru că afară plouă, nu de alta. Da, noi am zis că ajungem aici în Napoli și, contrar previziunilor meteo, că e furtună și calea, noi ne îndreptam spre plajă, am zis că mergem să facem o baie, spre port, dar a început să plouă. Suntem la galeriile Umberto, sunt multe shoppinguri. O să facem și noi cumpărături, cafenele și... E trist dacă sunt multe shoppinguri. Ne uitam așa un pic la cum arată și aduce aminte de galeriile Vultur din Oradea. Din Oradea, da. Cele cu Vultur, nu știu cum le zice. Seamănă foarte mult așa partea de sus, dacă ați fost sau dacă, nu știu, poate poze ai văzut. E plin orașul de... asiatici, pentru că am văzut că sunt și două vase de croazieră aici ancorate, se văd la distanță, și ședarea imensă și mă gândesc că de acolo au venit, au coborât și au ieșit prin oraș și să fac fetele poze aici, grupa mare, deci n-ai loc de ele, dacă te uiți de jur împrejur, sunt mai fete din Asia de acolo și fac poze aici. Ne-am făcut și noi o poză foarte cute. La mulți ani, iubitul meu. Soția mea. Ziua mea azi, 21 de ani am primit. Un lucru foarte frumos pe care l-am observat și la Roma este că poți să-ți iei apă gratis. Că apa nu e ieftină. Am dat și 2 euro pe 3. O dinamică de 3 jumate. 3 euro în gară. Sau 3 a fost. Pe o sticlă, chiar sticla asta cred că am reumplut-o. În gară, în Napoli, sticla asta a costat 3 euro. Nu, a fost una de 1 litru jumate, asta are 2 litri. Dar ne-am luat una de jumate și am dat 2 euro. Da, ce să zic. Da, contează. A, bine, la Roma știi că puteai să-ți iei și apă minerală aveau, carbogazoasă. Da, erau și dispozitive, erau fântâni, erau și dispozitive care făceau apa carbogazoasă. Da. Hai să povestim o treabă foarte interesantă aici. Se întâmplă în piața del Presbiterio, pe numele ei. A vrut și Damian să vă arate, dar... nu știu cât de bine ne auzim, că bate vântul foarte rău. A vrut și Damian să vă arate, doar că e închisă un pic. Am vrut să facem spectacol. Un experiment. Stai să ne dăm la umbră. Bun, piața del Presbiterio. Am vrut să facem un experiment aici. Din păcate... este încercuită că se întâmplă ceva spectacol aici. Despre ce este vorba? Regina Margherita, celebra regină Margherita, a făcut, legenda spune că a făcut un test, nu știu cum să spun. A făcut o treabă aici în piața asta. Uai, dar ce bate vântul, băi, să nu știu cum să mă dau. A aliniat mai mulți deținuți aici, la intrarea în piață, și le-a spus că nu se vede scena acolo montată, că cine reușește să treacă, să parcurgă toată piața de aici, să treacă printre cele două statui, o să încerc un zoom, e scena acolo, mă rog, să zicem, uite unde sunt coloanele acolo, cine reușește să ajungă acolo, legat la ochi, de aici,
își va căpăta libertatea, însă... Există un secret care nu a fost transmis către deținuți. Chiar dacă nu pare, piața asta nu este plană. Nu e plană, ea pare, dar e o iluză optică, nu este plană. Piața este practic înclinată către partea asta, către partea unde este marea. Și în felul ăsta niciun deținut n-a reușit să treacă printre statuile aia, pentru că legat la ochi, el fără să vrea să ducea într-o parte și n-a reușit să treacă printre statuile aia. Și legenda spune că niciunul dintre ei nu și-a căpătat libertatea în felul ăsta. Și încă o poveste foarte interesantă, pentru că era aici mai devreme un tur ghidat. Și Damian a auzit o poveste care există, da. O legendă care există. Hai să vedem mai departe, ca să vedem să vedem. Și la noi în București. Vă spuneam într-un vlog filmat în București cu tuk-tuk-ul povestea statuilor de la universitate. Un mit urban, mă rog, nu e o legendă legată de mitul la universitate, de statuile la universitate, când unul arată cu degetul și spune cine și-a făcut nevoile aici, Ștefan cel Mare cu securea să-i tăie în capul, Cuza cu cartea în mână să-l judecăm după lege și ultimul zice, taceți că eu mi-am făcut nevoile, tăceți mă că eu mi-am făcut nevoile. Mă rog, bun. Și era o ghidă aici care le povestea celor din tur, aproape aceeași treabă cu statuile astea de aici. Și că prima dată cu degetul, ce cine a făcut pipi aici? Ăsta zice că nu eu, ăla care e cu mâna în piept, nici eu, iar ultimul de acolo care e cu sabia ridicată, bine, atunci să-i o tăiem. Da. Deci, legenda asta cu statuile... La fel ca legenda astea. Cu fântâna și cu turcii, da. Care au săpat o fântână. Probabil că ați observat că în cetățile din România și nu numai, în general în cetăți, sunt săpate fântâni, că na, oamenii acolo, cetatea aia trebuia când să îi ataca bau-bau, cine îi ataca pe ei, trebuiau să reziste, să bea apă, să aibă domnul să bea apă și săpau fântâni acolo și peste tot circulă în România povestea cu fântâna care a fost săpată de doi turci și li s-a promis libertatea, doi prizonieri turci, li s-a promis libertatea dacă vor reuși să dea de apă și au dat de apă și au fost mințiți și le-a fost tăiat capul și nu au fost lăsați în libertate. Da, deci sunt multe legende din astea în România și nu numai, așa cum uite și legenda statuilor de aici din Napoli, din Piața del Presbiterio. Și pentru că am vorbit de Margherita, imediat mergem într-un loc ca să îți mai povestim o chestie legată de regina Margherita. Aici, acum 100 de ani, s-a născut pizza Margherita, așa spune această pancardă frumoasă. Și din 89 până acum au mai trecut ceva ani. Au mai trecut încă... deci da. Acum, mai bine de 100 de ani, 130 de ani, aici s-a creat pentru prima dată pizza Margherita în cinstea reginei Margherita, care tocmai ce venise să facă treaba aia cu deținuți de care v-a povestit Damian adineauri, pizza care a fost creată în culorile Ungariei. Culorile Italiei, desigur. Confuzia vine de la faptul că steagul Ungariei și cel al Italiei au aceleași culori. În aceeași ordine, diferența constă în așezarea lor. Avem verde de la busuioc, avem alb de la mozzarella și roșu de la sosul de roșii. O pizza foarte delicioasă de altfel. Și aici o reprezentare a reginei când servea delicioasa pizza. Nu prea văd verde pe acolo, pe la farfurie, dar... Să presupunem că legenda este adevărată. Da. Nu o să mâncăm acum pentru că este de vreme și doar ce am mâncat un panini adineauri, ne mai plimbăm puțin și mai vedem secretele orașului Napoli. Am ajuns într-un cartier foarte colorat. Scria aici pe o străduță că este cartierul spaniol. Aici în Napoli. Ne pierdem pe străduțe. I-am scris domnului de la cazare, dar cazarea e de la ora 2 și noi... Cazarea de la ora 14 și abia ora 11, nu cred că ne primești așa de vreme. Așa că ne învârtim pe aici, prin cartierul spaniol. Vorbeam de mizerie mai devreme. Uite! Chestii. Din alea, de ne-am luat din gară cu $1.60. Un euro 60. Un euro 60, un covrig atât. Ah. Căutăm un magnet de frigider, dar vrem unul care să fie specific pentru Napoli, cu o felie de pizza, cu ceva, uite cum e ăsta. Dar toate sunt ceramice și noi nu vrem ceramice, că peretele nostru vopsit cu vopsea magnetică nu prea poate să țină magnete nu sau ceramice. Nu mai poate, săracu, e plin. Oare ce drăguțe căutăm ceva sunt. Să fie de lemn, de plastic, de... Dar marea majoritatea magneților de aici am observat că sunt de ceramică.
Adică omul de ce nu și-ar prezenta talentele chiar de la balconul casei sale, avea și un coșuleț, avea și un coșuleț unde să-i pui bani. Și avea și un telefon pe care se filma, deci probabil că era și live. Da, adică omul de ce să nu și prezinte talentele fix de la balconul casei sale? Da, ne apropiem de casa. Work from home, nu? Work from home, e chiar că work from home. Oh, ce drăguț! Da. Ne apropiem de cazare, mai avem vreo 2 minute. Ne-am luat o cazare fix în Buricul Târgului aici, de data asta. Și nu pentru că ar fi fost mult mai scump, pentru că am, e cam la, în general, la prețul orașului cazarea pe care ne-am luat-o. O să o arătăm imediat și o să spunem și cât am plătit pentru ea. Ne-am cazat mai devreme, din fericire. Și am să facem așa un room tour rapid, pentru că asta e tot. Avem o cameră cu pat dublu. Salteaua te cam scufunzi din ea. Nu ne place salteaua un pic mai tare. Aer condiționat, televizor. Au curățat acum. Se simte miros de detergent un pic cam puternic. Așa, avem aici o baie. Cabină de duș cu bidet. E curat. Da. Suntem în Buricul Târgului, deci fix suntem în centru. Suntem nu în Buricul Târgului, în Buricul Buricului. Iar priveliștea noastră din care... Pregătiți-vă! Pa, 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 bam. Este fix în oraș, practic. Să vedem la noapte cât mamă, o fi și de vine și mirosul agitat. De, uite, acolo jos. Vine de la pizzeria, da. Și de la... E mâncarea de asta stradală, vine și mirosul. Eu trebuie să mâncăm ceva. Oh, deci mișto mi se pare că noi niciodată n-am avut o cazare așa, în buricul da. Agitației și mi se pare foarte interesant. Ne refreshim un pic și mergem prin oraș, iar tu, bineînțeles, că o să mergi cu noi să vizitezi orașul Napoli. Și dacă nu ai spus deja, lasă și tu la mulți ani pentru Damian în comentariu, pentru că este ziua lui. Mulțumesc, mulțumesc. O să ne lungim și cu vlogul ăsta, ca și cu vlogul trecut, ca să putem să cuprindem mai multe chestii, să nu împărțim mai multe. Da, deci ne lungim și cu ăsta. Se cheamă Aperol Spritz la pachet. Și-l găsești pe străzile din Napoli, la dimensiuni mici, medii și bing. Și ăsta a costat 3,50 €. Noroc. Mm. Cât ne-am făcut comuzi, am și tras un pui de somn, o jumătate de oră am băgat un power nap, merge Aperol ăsta. Da, e ca și cum e o nouă zi pentru noi și e ca și cum e dimineață. Aici. Ia uite aici. Swordfish. Franța, păiești din nou mediteraneu. Bacolii sunt o Franța, păiești din nou mediteraneu. Bacolii sunt o Franța. E ca și cum e dimineață și în loc de cafea bem un Aperol. A, și rețeta aici este diferită față de cea pe care am învățat-o noi la cursul de gătit de la Roma. Și nu se face 3-2-1, se face doar 3-2. Adică da. Doar Prosecco și Aperol. Da, noi la cursul de pastă și de Aperol Spritz la Roma am învățat că rețeta de Aperol e 3 părți Prosecco, 2 părți Aperol și o parte apă minerală. Aici ne-a pus doar 3 părți Prosecco și 2 părți Aperol, la ochi așa. Dar nu că bun. Ne supărăm, e wow, mm-hmm. E refreshing. La noi în cartier aici, uite. La noi în cartier, unde este foarte gălăgie, din cameră se aude absolut fiecare mișcare de pe stradă, da, nu știu cum o să fie la noapte. Da, cred că o să fim prea rupți la noapte ca să mai auzim ceva. Da, posibil. Ce au aici? Paste, uite ce vrem noi paste. Da, dar nu știu dacă sunt și to go. Păi unde crezi că poți să mănânci aici? Păi stă înăuntru niște... A, le luăm. Deși sunt doar 2 mese, cu siguranță cred că pot și... Și togo, togo. To go. Da, mergem. De timp ne bem Aperolul ăsta, până să luăm paste, mergem să luăm altceva. Imediat. Ce avem noi aici? O coadă deloc lungă, deloc mică. Coada aceasta este la o pizzerie și asta nu pentru că nu ar fi 5.327.000,4 pizzerii în Napoli, ci pentru că aici este locul unde s-a născut pizza. Aici s-a inventat pizza. Ia uite ce coadă e. Toată lumea vine să mănânce pizza de aici. Ha.
oamenii își cumpără pizza, stau la coadă și iau pizza și mănâncă aici pe bordură. O să stăm și noi, bineînțeles, la coadă 2 ore să ne luăm o pizza, pentru că n-ai venit la Napoli dacă nu stai 2 ore la coadă să ții o pizza de aici. Să sperăm că nu durează cuși 2 ore, nu cred că va dura chiar atâta. O să vedem, fii atent. E că bine. Take away? Yes. Yes. Other finish, ok? Let's start. Ok, thank you. Deci noi suntem ultimii. La take away. S-a terminat. Oh, sir, the last one. Yeah. Yes. Deci noi suntem ultimii, închid și deschid la 4:30 iar. Yes. It's like we are the last ones they will serve. Avem o situație ingrată să tot arătăm oamenilor. Nu asta să le spunem, sunt triști că au venit aici și noi le zicem că suntem cei mai urâți oameni în momentul de față. Uite aici cum pregătesc băieții de examen. A zis că 20 de euro și le dăm așa pe stachet. Mai stăm la coadă. Avem deja, deci de la și 20 stăm, 20 de minute. Merge relativ repede, zic eu. Noi am fost la obor. Mici la de mici. Obor. Celebrii mici de la obor. Cei mai buni mici. Avem vlog filmat. Și acolo am stat 2 ore. O oră și 40 de minute. 2 ore. Deci putem sta și la o pizza o oră. Asta ca să vezi așa cât ambiția pentru mi se pune ceva în bătărie, da. Și sunt pizzerii aici. Peste tot pizzerie, plin Napoli de pizzerie, 5732 de pizzerie. Noi am mâncat pizza în zonă și fiecare a fost super, super delicioasă, adică nu avem nicio dezamăgire până acum, dar... Da, asta e cea mai renumită, trebuie să o gustezi. E o adevărată nebunie aici cu pizza asta. Uitați-vă și voi, oamenii mănâncă pe bordură. Sunt și în sus încolo, e o adevărată nebunie. Doar ca să vii să mănânci o pizza, de aici, din locul de unde s-a inventat pizza. În 1970. Astea sunt felurile de pizza, doar astea pe care le servesc, le fac oamenii ăștia aici. Și astea sunt și prețurile. Și doar ce am observat, că prețul este foarte mic. Chiar? 6 euro. Și noi am putut până acum 8, 9, 12 euro. Exact. Da. Interesant. Interesant. Oh, și am intrat în templul pizzei. E și denumit așa, templul pizza, templul pizzei aici. Michelin, ia uite. Tare, a câștigat ceva Michelin, uite, stea Michelin 2024. Uau, ce tare! Super! Am câștigat, după lupte seculare, Marina, am reușit să intrăm în... Să intrăm în posesia pizzei. Să vă arătăm, să nu vă arătăm? Două ore fără un minut am așteptat. Wow, serios că am stat două ore? Scuze, o oră fără un minut. Mă gândeam când a trecut o oră. O oră fără un minut. Da. Este prima noastră masă cu stele Michelin. Am văzut că în mai mulți ani a câștigat stele Michelin pizzeria asta. De 5 generații de șef pizzeri fac treaba asta aici. Și cred că este una dintre cele mai, dacă nu cea mai, una dintre cele mai profitabile afaceri din Napoli, pentru că e mereu coadă, deci refuză clienții, au închis acum takeaway-ul pentru 2 ore ca să-și ia pauză. Așa că gândiți-vă ce afacere, ce super, super tare, probabil că și promovarea, na, de care au avut parte și toată lumea filmează, că prima pizza, că s-a inventat aici pizza și că nu știu ce și că nu știu cum. Iar noi ne-am găsit un loc aici, ca acolo și la bordură, așa cum stă toată lumea și o să gustăm cea mai... Prima noastră pizza marinara, că n-am mai gustat-o până marinara, da, acum. Și totodată pizza făcută la prima pizzerie din lume, locul unde s-a inventat pizza, templul pizzei. Aveau și, era un domn, nu știu dacă nu se filmez, pe tricou, pe spate lui scria, chiar și scria templul pizzei. Ia să vedem, Simina. Fii sinceră. Oh my God. Blatul ăsta pe care îl găsești în zona asta, blatul napoletan, nu pizza napoletană. Ok, zi față de, în comparație cu celelalte pizze pe care le-am mai mâncat. Este foarte bună. Sincer? Nu știu dacă e mai bună neapărat față de pizza pe care am mâncat-o seară, de exemplu.
care a fost delicioasă. Dar e la jumătate de preț. Dar e la jumătate de preț, da. De ce, adică, mai bună. Pe lângă faptul că aici e locul unde s-a inventat pizza, oamenii ăștia o vând și la jumătate de preț față de cât e în celelalte pizzerii de aici. Este 6 euro pizza asta imensă. Mănâncă două persoane liniștit. Să avem poftă. Să ne fie de bine. Am dovedit-o. N-a fost cu nimic deosebit de alte pizza pe care le-am mâncat noi napoletane aici în zonă. Extraordinar de bună. Da, foarte bună, clar. Doar că la fel de extraordinar de bună mi s-au pus și celelalte nouă. Deci, ei marketează chestia asta că aici s-a inventat pizza și de-aia au vânzarea asta, pentru că toată lumea, cum să fim sincer, toată lumea ar vrea să vine să mănânce o pizza în locul unde s-a inventat pizza. Mai ales având în vedere că e la jumătate de preț decât e pizza în alte pizzerii de aici din zonă. Da. Dar ce bine a picat. Da. Să ne fie de bine, ne continuăm periplul pe aici prin Napoli, iar tu o să vii cu noi. Vrân nevrân, am transformat vlogul într-un vlog culinar. Da, am citit de sfogliatelii astea. Și a lui Mary. Asta tanti Maria, că zice renumită, și am venit să luăm și noi o sfogliatelia și o baba de asta, care și asta este celebră și pare că e făcut aici, în Napoli, e o invenție napoletană. Baba Mary asta pare mai degrabă un moșu Mary. Luăm o Baba Mary și... Nu, dar are forma mai degrabă un moșu Mary. E atelia, da, am înțeles. Da. Uite, poți să le iei și... Murate? La borcan. Să rămână? Să spune, dar Richa, this one? Yes, Richa, si. Richa, da. Eu mănâncă, mi-e poftă. Aspectem o foară. E o savarină fără savarină, fără frișcă. Foarte însupat. Da. Hot, ok. Tart, please. Sfogliata lui tanti Maria. Hai să vedem cum e. Miroase a portocale. E o cremă de brânză, dulce, cu coaj de portocală, cred că are, și e făcut așa, într-un foietaj, ca un melc, așa se desface. Crunchy, nu? E bună? Brânză cu portocală n-are cum să nu fie bună. E foarte dulce. Dacă îți place foietajul, da, e ok. Dacă îți place fotbalul, ăsta cu siguranță e un loc de neratat. Da. Oricum, wow. Tot orașul Napoli, dedică lui Maradona o elogii la fiecare colț de stradă, găsești tricouri cu Maradona, magneză, frigider cu Maradona, pulare cu Maradona. Și aici pare că este epicentru, da, întregii povești. Steaguri peste tot, murale peste tot. Și acolo foarte interesant. Mâncare și băutură, ce-i place românului. La mulți ani, Damian! Dacă astăzi e ziua șprițurilor și în Italia șprițul e la putere... Nu, dacă azi e ziua lui Damian, și lui Damian îi place șprițul... Limoncello șpriț, că am trecut de la perol șpriț la limoncello șpriț. Aici șprițul nu e ca la noi, vin cu apă, e prosecco cu ceva. Nu e doar vin cu apă. Asta pare mai light așa un pic. Ideea este că am văzut că aveau și Maradona șpriț, nu știm ce este, dar mai sus acolo unde era altarul lui. Și având în vedere sfârșitul tragic, să-i spunem, Maradona, vrea să ne imaginăm cu Maradona șpriț. Mirosea foarte tare a iarbă verde, foaie grasă. Da, și n-am vrea să ne imaginăm, având în vedere sfârșitul lui, ce înseamnă cum e Maradona șpriț ăla. Da.
Da, am zis că vlogul ăsta o să fie de mâncare și băutură. N-am vrut să fie așa, dar așa iese. Ce, n-avem ce să facem. Ne-am adăpostit de ploaie. Că a început afară să toarnă rău. Și oricum e ora cinei, trebuia să și mâncă. Așa că ne-am așteptat la masă. Începem cu un pahar de vin. Vinul Casei. 10 euro și mate de litru. 10 euro, 50 de euro. La o mustică de vin bun. Cu 50 de lei, de la supermarket. Nu de la cărci. Am găsit pastă, Damian poftește la pastă de când am ajuns în Italia. Și am găsit în sfârșit un loc unde putem comanda și pastă, pentru că majoritatea pizzeriilor sunt doar cu pizza și chestii prăjite. Da. Și aș vrea să vă arăt cum este decorat restaurantul. Avem și niște haine întinse la uscat, niște ceapă, niște oale, usturoi, niște mesaje foarte, foarte amuzante. Arată drăguț. Nu știu așa, o masă nu se iau până. E chiar ce am visat eu, dar... Hai că arată interesant. Arată, dar eu, uite așa cum arătau paletele cu parmigianul, cu asta visam eu, nu așa chestia asta. Ideea este că ne-au adus și pâine. Dar ne-au adus pâine goală, nu ne-au adus pâine cu ceva. Ca să ne săturăm că e mică porția de mâncare. Și râdeam ce facem, mâncăm paste cu pâine. E mică porția de mâncare, știu, băi, mai mult sunt ca astea, carcasele de la scoici. Costoase? Ale mele, nu? La tine se simte foarte mult busuiocul. La alea? Ale mele? Yummy! Busuioc e bun! 42 de euro masa noastră. Până la urmă ne-am săturat. Chiar ne-am săturat, da? Și acum mergem să căutăm un magazin să ne luăm apă. Am trecut? N-am trecut. Cred că e aici prima dată. Să ne luăm apă și mergem la Nani pentru că mâine ne așteaptă un drum lung, să-i spun, sau cum să-i spun, nevoios. Un alt drum. Ne așteaptă mâine o altă avem aventură. Alte experiențe pregătite. Asta tu o să vezi în vlogul următor, așa că dacă nu ai făcut până acum, ar trebui să te abonezi, nu știu ce mai aștepți. Vino și pe Instagram. Vino și pe Facebook, Fabrica de Aminte ne găsești și acolo ca de fiecare dată. Dă și un like acestui video dacă nu ai făcut-o deja. Iar până data viitoare, salutare!